Îmi pare bine că ne întâlnim pentru o nouă întrebare. Bine ați revenit! Întrebarea de săptămâna trecută a fost despre posibilitatea de a pava o suprafață cu plăci de beton de o anumită arie și formă. Să ne amintim. Presupuneți că aveți o suprafață de teren pătrată cu latura de 10 metri. Această suprafață trebuie pavată folosind pentru asta plăci de beton care au dimensiunile 4 pe 1 metri. Vedeți în desen. Presupuneți că avem voie să punem plăcile orientate cum dorim. Singura regulă este aceea că marginile plăcilor trebuie să fie paralele cu laturile suprafeței. Deci nu le putem pune oblic. În rest, așa cum am spus, le putem pune cum vrem. De pildă, așa cum vedeți că sunt puse în acest colț al terenului sau altfel. Oricum, întrebarea este, putem pava întreaga suprafață folosind doar plăci întregi? Și bineînțeles, pentru un răspuns complet, vă rog să găsiți și o modalitate de a demonstra fie de ce da, fie de ce nu. Așa cum am spus când am pus întrebarea, e foarte ușor de calculat de câte plăci avem nevoie. Suprafața noastră are aria de 10 metri ori 10 metri, 100 de metri pătrați și fiecare placă are aria de 4 metri ori 1 metru, 4 metri pătrați, așa că avem nevoie de 100 împărțit la 4 de 25 de plăci. Dar așa cum ați auzit, întrebarea este dacă pot fi aranjate plăcile noastre într-un mod care ar permite acoperirea întregii suprafețe fără a tăia una sau mai multe dintre ele. Deci întrebarea este legată de fapt de forma plăcilor, se referă la posibilitatea de a acoperi întreaga suprafață cu plăci întregi. Și vă propun o metodă vizuală, intuitivă, pentru a afla răspunsul la această întrebare. Să ne imaginăm că am împărțit suprafața noastră în metri pătrați, așa cum vedeți în acest desen. Să colorăm, să zicem, cu galben, începând cu colțul din stânga, pătratele aflate din 4 în 4, atât pe orizontală, cât și pe verticală, așa cum vedeți în desen. Apoi să colorăm cu verde pătratele aflate la dreapta și sub pătratele galbene. Apoi cu albastru pătratele aflate la dreapta și sub cele verzi. Și în fine să colorăm cu roșu pătratele care au rămas și care sunt, așa cum puteți ușor observa, la dreapta și sub pătratele albastre. În acest fel obținem o succesiune de culori în care cele patru culori se repetă identic atât pe orizontală cât și pe verticală. Și acum vă rog să observați că oriunde punem o placă de 4 pe 1, cum sunt plăcile noastre, ea acoperă patru culori. Asta înseamnă că indiferent cum vom aranja plăcile, cele 25 de plăci de care avem nevoie vor acoperi 25 de pătrate galbene, 25 de pătrate verzi, 25 de pătrate albastre și tot 25 de pătrate roșii. Dar, dacă veți număra pătratele, veți vedea că pătratele galbene și cele albastre sunt într-adevăr câte 25. Aici vedeți numărate pătratele galbene, dar vă rog să le numărați și pe cele albastre, veți vedea că sunt tot 25. În schimb, pătratele roșii sunt numai 24, în timp ce, dacă le veți număra, veți vedea că cele verzi sunt 26. Și deoarece, după cum ați văzut, nu putem plasa plăcile de 4 pe 1 decât în așa fel încât fiecare să acopere 4 culori, înseamnă că nu putem acoperi toată suprafața folosind doar plăci întregi. Acesta este răspunsul la întrebarea noastră și aceasta este demonstrația pe care vă ofer, deoarece nu face apel direct la matematică sau geometrie, ci pleacă de la intuiție. A
Azi încă o întrebare legată de practică, dar de data asta sărim de la pavaje la avioane. În atmosfera Pământului, mai exact în stratul ei numit troposferă, temperatura scade în medie cu 6,5 grade Celsius pentru fiecare kilometru altitudine. Asta înseamnă că la înălțimi în jur de 10 km, care este altitudinea la care zboară avioanele moderne, temperatura aerului, în funcție de anotimp și de tot felul de condiții meteo și de altă natură, este de obicei cuprinsă între minus 50 și minus 90 de grade Celsius. Cu alte cuvinte, aerul este foarte rece în jurul avioanelor la altitudinea de croazieră. Cu toate astea, oricine se pricepe la aviație vă va spune că, deși în avion este adus tot timpul aer proaspăt de afară, avioanele au sisteme de răcire a aerului care trebuie să funcționeze tot timpul zborului. Altfel, temperatura în avion ar deveni foarte ridicată, insuportabilă, chiar și la înălțimi la care aerul exterior este foarte rece. Care este explicația? De ce, cu toate că folosim aerul din exterior, care este foarte rece, mult mai rece decât este iarna la suprafața Pământului, în avion avem nevoie de instalații de aer condiționat care răcesc aerul tot timpul zborului? Aceasta este întrebarea. Succes pe săptămâna viitoare!